Da, vorbim în continuare despre catastrofa care a lovit România cu această pestă porcină. Sunt sute de mii de capete afectate, au fost deja sacrificați foarte mulți porci. Se așteaptă din partea guvernului ajutor de urgență pentru despăgubiri, însă va trebui făcută rectificarea bugetară pentru găsirea acestor bani. O să vedem care este situația în acest moment, ce se va întâmpla cu exportul de carne de porc, dacă face România așa ceva, prețul porumbului, pentru că sunt foarte multe voci care susțin că și cerealele ar putea să fie, sau exportul de cereale ar putea să fie afectat. Continuăm dezbaterea cu Adrian Rădulescu, președinte Asociației Fermierilor, Vlad Macovei, jurnalist, și domnul Costel Stanciu, de la Asociația, președintele Asociației Pro-Consumatori. Bună ziua, domnule Stanciu! Bună ziua! Bun, haideți să vedem. Cum e cu exportul de carne de porc? Nu există export de carne de porc. România, 45% din producția pe care o consumă, o produce România, și 55% sunt importuri. Iar am auzit că va fi afectată industria alimentară și cei care produc mezeluri și așa mai departe. Nici pe departe. În proporție de 90%, toată această materie primă o aduc din Uniunea Europeană. Pește în pilă ovală, fără nicio problemă, deci lucrurile astea sunt... Marile companii din zona asta au sisteme de astea de management al calității, adică nu, nu se pune nicio... Plus că au credibilitate, sunt branduri puternice. Problema e, nu că nu mai putem exporta, problema e că noi vom produce mai puțin, iar în piața internă zona aia va fi ocupată de importuri. Exact. Nu, miza în industria alimentară din România, miza nu este niciodată exporturi. Miza este să ne reocupăm propria noastră piață internă. Dar știți că unii ar putea spune că au firmele străine interese în zona asta și de aici e adevărat ceva? Adică nu înțeleg. Adică firmele străine care produc carne de porc au interese să vândă în România. Păi și orice producător. Și dacă e pestă și dacă nu e pestă, ei au interes. Evident că ei profită de fiecare... Teoria conspirației că cineva ne-a dat peste asta porcină este în mod clar falsă. Faptul că sunt entități care juridice, economice, statale, din Uniunea Europeană sau din afara ei, care vor și profită în acest moment și fac tot ce pot ca să profite de această situație, este la fel de evident. Asta nu e teoria conspirației. Asta e teoria practicii economice. Da. Când există o zonă de piață neocupată, o ocupi imediat. Haideți să-l auzim și pe domnul Stanciu. Cum se vede această problemă de la dumneavoastră, domnule Stanciu? Acum trebuie pusă problema în felul următor. Cine pierde și cine câștigă din această nenorocire care s-a abătut asupra României? În primul rând, pierd consumatorii care de sărbători o să cumpere carne de porc la un preț cu cel puțin 30% mai mare decât prețul actual. O parte din micile afaceri o să dispară și mă gândesc la cele care fabrică produse tradiționale din carne de porc. În zonele afectate de pesta porcină africană, aceste afaceri o să dispară. Și atunci consumatorii care s-au obișnuit să consume produse fără aditive alimentari nu o să mai găsească aceste produse tradiționale. Pe o scurtă perioadă. Pentru o scurtă perioadă, dar cunoașteți și dumneavoastră, domnule ministru, la fel de bine că restricțiile astea se pot întinde pe o durată de cel puțin 2 ani. Activitatea se poate desfășura. Aici vorbim de procesare și ce discutați dumneavoastră de produse tradiționale. Dacă, Doamne ferește, la respectivul acolo a venit această boală și a fost descoperit, atunci îl închid. Mă scuzați că intervin și eu, e cazul celebrului Carniprot, care a fost prima societate afectată. Care proprietarul a zis că el nu mai crește porci în viața lui Salecui, ceea ce oricum e un lucru foarte rău, dar unitatea de procesare acum a repus-o în funcțiune, sigur, a dezinfectat tot așa, și așa mai dar cu carne din Austria. Asta e marea problemă. Că trebuie să folosești carne din altă zonă. Da. Primesc tot felul de informații. Apropo, domnule Rădulescu, punem așa o paranteză. Stați mai o secundă, să punem și o paranteză, pentru că se întâmplă evenimente în timp ce noi discutăm. Ne preocupăm de o problemă cu adevărat serioasă, cu această pestă porcină, dar la malul mării, cei care conduc destinele acestei țări discută despre cu totul altceva. Înțelegem că doamna Firea i-a cerut demisia
ministrului de interne, Carmen Dan. Acestea sunt informații pe surse. Se ceartă pe meeting-ul de pe data de 10 august cu totul altceva. O să vă ținem la curent cu rezultatele acestei ședințe cu Scântei. Voiam să vă întreb și de prețul porumbului. Mă scuzați, să ne ajungem și la pesta porcină de o situație similară, că și acolo sunt niște tabere care, feeling-ul meu e că se vor... Păi, în momentul în care ai mai mulți centri de putere, când apare câte un conflict de ăsta, știți cum e. O să-i pune în cârcă ministrul de interne și pesta porcină. Am observat chestia asta și este un lucru incorrect. Petre Daia poate fi acuzat de multe chestii, dar în pesta porcină, în afară de exprimarea aia cu Auschwitz atunci și așa, în rest omul n-are, adică pe bucata asta n-are, omul n-are nicio vină. Are, nu, și-a făcut nicio treabă, dar n-are nicio vină. Adică nu... Ce-a făcut, ce era partea lui? La asta mă refer. Deci cum e cu prețul porumbului? Mai exportăm porumb? Sau... Exportăm, haide să discutăm clar, să audă toată România și alții care vor să audă altceva decât ce spune. Da, din păcate sunt și cei care, vor să audă altceva. Deci este clar, prin cereale nu, această boală nu se transmite și putem face acest lucru fără nici cea mai mică problemă. Și atunci ce au fost anulate aici... niște evenimente? A, când discutăm, acolo se refera la principalul om care, omul este principalul vector care transmite această boală. Eu cred boală. Că mistrețul e principalul vector, după aia e omul și după aia... Mă rog, nu, hai să iau ordinea dumneavoastră, dar să evite marile aglomerări. La o asemenea activitate, la prietenul meu, sitarul din Ialomița, unde în fiecare an are loc această tradițională întâlnire Ziua Porumbului și unde vin agricultori din toată România, da? A fost, așa am înțeles, acum am aflat chestiunea asta, că nu va mai face această activitate. A fost interzisă. Interzisă datorită faptului că venind și agricultori din alte județe, iar acolo fiind zonă roșie, au zis, domnule, hai să prevenim. E zonă roșie pentru informația. Atenție, e zonă roșie pentru că județul e în roșie, nu pentru că acolo ar fi unde se face evenimentul, este un focar de pestă porcină. Aici aș face două observații și de ce genul ăsta de prostii administrative sunt foarte, foarte periculoase. Unu, o ziua porumbului pentru zona de vest a fost făcută acum 3 zile într-un județ unde este confirmat focar de pestă porcină africană. Prin urmare, lucrăm cu două. Prefectul de la, cred că satul mare, n-a avut nicio problemă să autorizeze. Prefectul de la Ialomița, pe aceeași legislație, cu aceeași situație. La satul mare sunt două cazuri, în Ialomița sunt 74. M-am luat după dumneavoastră. E județ roșu? E județ roșu. Acum... Roșu nu înseamnă că e al PSD-ului, înseamnă că are PSD. E și al PSD-ului, dar nu asta e important acum. Un alt lucru foarte important. Noi la Agrointeligența am publicat celebrul ordin al ministrului cu arderea, fiecare înțelegea ce vroia din el. Faptul că ministrul a vrut să scrie altceva decât a apărut sau s-a înțeles, asta e vina, până la urmă, tot administrației, că n-a știut să explice ca lumea. Dar aici discuția la porumb, că grâul s-a terminat și oricum mistreții nu merg în culturile de grâu. Floarea nu mai e o problemă. Exact. Miza este porumbul. Iar ce vor miza în continuare este cu ce preț, pentru că traderii... Miza mai e ceva. Producția care va fi și faptul că avem în contrapartidă foarte mult grâu. Și atunci încearcă traderii vor veni în fața fermierului și vor spune în felul următor: nu-ți mai dau un leu pe kilogram sau 0,8, 0,7, 70 de bani pe kilogram. Îți dau numai 40, că uite, la voi, aici scrie, ministrul spune că trebuie să ardeți pe unde a trecut mistrețul, înseamnă că aveți o problemă. Tot administrația voastră, prefectul de Ialomița, că nu spuneți că prefectul de Ialomița e un tip foarte important în partid sau unde e și a luat el de capul lui sau nu s-a consultat decizia asta. Sigur nu s-a consultat. E decizia lui. Atunci, eu nu cred asta. Dar, în fine, e foarte puțin important ce cred eu. Contează rezultatele. Vă este interzisă ziua porumbului, că nu e ziua porcului. Adică acolo nu merge niciun porc. Păi dacă propria voastră administrație de stat vă interzice un eveniment care se cheamă Ziua Porumbului. Deci, gândiți-vă la lanț. Impactul psihologic. Efecte în lanț. Aș vrea să mă întorc și la domnul Stanciu. Domnule Stanciu, dumneavoastră reprezentați în discuția noastră aici consumatorul, da? Bun. Așa. Am discutat mai devreme despre preț. Asta este doar un aspect al problemei. Despre preț, da? La ce preț? Bun. Hai să discutăm mai departe. Vor exista zone
izolate, da, sau securizate, unde nu se mai crește picior de porc în gospodării, sau cel puțin... În acest moment, nu. Numai în acest zone, moment. În zonele roșii unde există pestă și nici până... măcar focare. Până vorbim focare. De câteva zeci de sate. Bun. Nu e. Pe de altă parte, focare, am vorbit aici despre cât de sigură este carnea de porc cu pestă, dar care este prelucrată termic la 80 de grade. Dumneavoastră, ce informații aveți? E 100% sigură această carne de consum? Chiar așa, da, prelucrată? Dacă... Carnea de porc provenită de la porci sănătoși din zonele contaminate, dacă se prelucrează termic la temperaturi de cel puțin 80 de grade Celsius, este sigură pentru consumatori. Dați-mi voie să vă spun că nu e ok. Da. Nu, haideți să transmitem corect. De la porcii bolnavi, la porcii sănătoși din zona respectivă nu se face absolut nimic. Deci numai la cei care sunt bolnavi. Discutăm ideea ce spuneți dumneavoastră și aveți perfecte, numai atât, fac o precizare. Aveți perfectă dreptate. În zona aia sunt două tipuri de porci care sunt contaminați și cei de la gospodăria populației, care pentru că e într-un areal de 3 km, sunt bolnavi, nu sunt bolnavi, îi sacrificăm. Și atunci aveți perfectă dreptate că pot fi și porci cu carne care nu sunt bolnavi și vin din zona aia. Păi trebuie să avem în vedere acea perioadă de incubație a virusului, da? Exact. Care este de câteva zile. Deci ei teoretic sunt sănătoși, dar de fapt se află în perioada de incubație. Dar virusul, poți să iasă, poate să existe în animalul. Da. Recomandarea dumneavoastră care e? Păi recomandarea pentru a evita orice îmbolnăvire legată de agenți patogeni este ca acea carne de porc să fie preparată bine din punct de vedere termic, adică la temperaturi mai mari de 80 de grade Celsius pentru a elimina orice... Atenție! Pentru a nu transmite boala mai departe altui porc, nu pentru sănătatea omului. Deci, iarăși, ne ducem după fentă. Pe această situație nu are rost, este contraproductiv pentru noi să discutăm de un risc pentru om. Omul trebuie să prepare carnea aia foarte bine pentru a nu a transmite mai departe unui alt animal. Nu că el pățește ceva, e foarte important. Adică pierdem timp discutând de o problemă care nu există. În schimb, ar trebui să discutăm de o altă problemă care există și e directă pentru consumatorul urban. Dacă părinții unui cetățean, unei familii din oraș, cei de la țară, nu vor mai crește porc și nu vor avea de Crăciun, cei de la oraș vor trebui să le dea bani ca să-și cumpere bătrânii carne de porc să aibă de Crăciun. Prin urmare, veniturile populației vor fi direct afectate. Asta este o problemă reală pe care trebuie să o discutăm. O altă problemă reală este că nu vom mai avea carne de porc în românesc. Prin urmare, producătorii români vor plăti mai puține taxe, impozite, vor da oameni afară, vor trimite în șomaj. Bun, de firme. Discutăm ce face statul cu banii noștri din impozite, dar sigur dacă vor veni mai puțin, nu vor face mai multe. Nu spun că acum fac destule, dar asta dacă e o problemă reală. Vă rog, domnule Sanciu, vă rog, vă ascultăm. Deci, în carnea de porc mai pot exista și alți agenți patogeni. Pregătirea cărnii de porc din punct de vedere termic elimină riscul îmbolnăvirii și din alte cauze. Deci mesajul are caracter general. Asta am vrut să spun. Da, dar haideți să nu spunem în contextul... Dar asta era valabil și acum 2 ani. Și acum 2 ani și acum 3 ani, tot cu situația de acum. E valabil tot. Deci în această perioadă să evităm consumul de friptură de porc în sânge. Dacă este provenită dintr-o gospodărie crescută... În general, domnule Rădulescu, că nu stă nimeni să facă analiză de unde vine friptura. Dumneavoastră care o luați de la supermarket, să discutăm foarte clar. Dacă o luați de la supermarket, niciodată carnea aia nu va avea... Mai mult decât de la supermarket. Orice carne luată cu bon fiscal presupune un control sanitar veterinar care elimină, dăm la o parte pesta porcină, ne elimină tot ce discutăm, trichinel roză, dar nu are nicio și cei de la țară sunt obligați când taie porcul de Crăciun, nu știți că taie cu foarte cu bucățiri și se duc la veterinar să-i facă testul de trichină, că în România totuși din fericire am avut cred că 1, 2, 3 cazuri în ultimii ani, adică țăranul nu e sinucigaș, evident că... Dar n-are această discuție despre
agenții care pot îmbolnăvi omul din carnea de porc, care se întâmplau și acum 5 ani, și acum 10 ani, și acum 100 de ani, nu are nicio legătură cu această pestă porcină africană. E foarte important că dacă mai băgăm și panica asta că pățește omul ceva dacă mănâncă carne netratată termic. Da, dacă vorbim despre drepturile consumatorilor, iartă-mă Vlad, să vorbim, revin un pic la discuția despre despăgubiri, care că până la urmă e tot un drept al consumatorului, dar și al celui care a crescut porcul în gospodărie și are dreptul să fie despăgubit. La ce preț se face asta? Aici am o precizare importantă. Vă ascultăm. Dacă permiteți. Vă rog. Deci s-ar putea din cele 2571 de dosare aflate în lucru în acest moment, un procent semnificativ să nu fie aprobate la plată. De ce spun acest lucru? Mulți țărani nu și-au declarat animalele. De ce nu și-au declarat animalele? S-a eliminat acea inspecție sanitară din acest an, care trebuia să aibă loc în ianuarie-martie-aprilie. Și există acest risc. Stați puțin, domnule Stanciu, să lămurim asta. Haideți să lămurim, domnul Stanciu. Asta e propagandistic, am auzit chestiunea asta. Deci, această inspecție sanitar-veterinară nu se mai face primăvara și se face toamna. Presupunând că o făceam primăvara, zic că numai despre porc, dar nu se face numai pentru porc. Se fac pentru toate animalele, porc, oaie, capră, vacă, măgar, cal, catâr și așa mai departe. Ideea a fost, dacă presupunem că în primăvară veneau veterinari și făceau controlul, cu siguranță nu găsea nicio pestă. Nu, dar ce spune domnul Stanciu e corect până la discuția despre inspecția de primăvară, pentru că sunt cazuri în care oamenii nu-și vor lua despăgubirile, pentru că porcii respectivi nu sunt crotaliați, nu sunt înregistrați. Dar ce voie să vă spun aici, că n-aveți dreptate. Da, există o declarație. Există o hotărâre de guvern. Aveți dreptate că așa s-a întâmplat cu primele dosare, au intrat și când au văzut n-avea declarat și zice, nu pot să dau că legea nu-mi dă voie, trebuia să fie crotaliat. Și este o hotărâre de guvern apărută acum, cred că o lună de zile, în care toți porcii care îi găsești în gospodărie, indiferent că sunt crotaliați sau nu sunt crotaliați, comisia îi identifică și face... Vor face comisiile în momentul în care ai două acte legislative. Pentru că în partea cealaltă ai o ordonanță de urgență, care, din câte știu, e mai puternică decât... Deci încep cu interpretarea legii. Există două acte normative, unul de acum și unul de acum 2 sau 3 ani. Care l-a completat pe celălalt. Nu este adevărat. Se modifică articolul și se completează cu... Păi nu exista legislație pe zona asta. Încă o dată vă spun. Există două acte normative care spun se despăgubesc doar porcii crotaliați. Primul act nu se referă strict la pesta porcină, se referă în general la animalele înregistrate. Numai la pesta porcină sau și la pesta porcină spune că se despăgubesc toți porci. Ei, o să vedeți. E singura bară care se înceapă cu interpretările legii. Foarte clar. Da, domnule Stanciu, vă rog. Dumneavoastră, mai bine zice domnul ministru, că și celălalt invitat, cunosc următorul lucru. Cei care nu-și declară animalele primesc o amendă de la 1000 de lei la 2000 de lei. Bună asta. Iar acea hotărâre de guvern nu poate să vină în completarea unei ordonanțe de urgență, care este un act juridic superior hotărârii de guvern. Vă garantez că actul normativ e... Vor fi mari probleme din punct de vedere juridic. Dar îi dă despăgubirea, dar îi dă și amenda la pachet, nu? De unde știi că îi dă amenda? De aceea îi sfătuiesc pe cei din mediul rural. Înseamnă că faci abuz în serviciu, le-a DNA-ul. Să-și declare animalele ca să poată veni apoi cu pretenția de a fi despăgubit. Nu. Mă scuzați, în ce situație absurdă trăim? În România, adică vine omul, îi dă despăgubirea și îi taie și amenda pentru animal. Hai, inventat acum, de unde ai inventat? Tu ești pus astăzi numai pe lucruri rele, ci eu nu te cunoșteam cu totul altfel. Pentru cetățeanul care Rădulescu, dumneavoastră... Nu discutăm nici pentru partid, nici pentru ANSV, nici pentru nimeni. Pur și simplu, dumneavoastră pentru cine discutați, dumneavoastră, dar eu vă spun de faptul că ai spus omului. I-ai spus omului că o să primească amendă? Răspunzi?
Că ce? Dar păi, doar nu-i dau eu amendă. Dar tu i-ai spus, băi, omul o să primești amendă. Păi ce? Și dacă nu va fi așa, păi, ce faci? Păi și până acum când se ducea și găsea porc neregistrat, nu ce-i s-a făcea? Dus niciodată nimeni. A. Nu, nu, a, dă-mi un singur caz când a fost. Dar legea există. Înseamnă, nu? Că nu s-a adică respectat legea aceea. Adică aia făceau abuz. E și legii să nu demonstrezi fără dacă să ai... Da, domnule Stanciu, vă rog. Vă rog, domnule Stanciu. Scuzați-mă. Din lipsă de fonduri pentru acordarea acestor despăgubiri, cei ca comisiile respective o să se folosească. Corect. de acest... Domnul Stanciu, vă garantez, că întreaga sumă vine de la Uniunea Europeană conform directivei. Toți banii, dar e la fel ca la fonduri europene. Nu mai iau asta cu Uniunea Europeană, că aici nici mie nu mi-e clar. Dar ok, vin, ok. Bun. Ideea e... Dar întâi noi trebuie să-i plătim, dar și după aia decontăm. Păi asta e problema, întâi trebuie să-i plătim. Păi să vedem de unde-i luăm. Deci știi că primim 3 miliarde de euro. Adică vreți să spuneți că Uniunea Europeană din banii contribuabilului european va deconta o despăgubire pentru un porc neînregistrat în România? Da. Asta spuneți? Da. Ok. Păi e porc. E boală. Noi, aici s-a pus problema, și, că nu discutăm. Și Curtea de Conturi Europeană, ce credeți că, sau OLAF-ul, ce credeți că va avea despre părerea despre această inițiativă? Domnule, de a despăgubi cu bani din banii taxelor? Hai mă, cum să facem să nu dăm nimic la români? Hai să-i omorâm de tot. Deci înseamnă că facem un compromis. Asta vrei, eu vreau să dea banii dacă se poate în avans oamenilor. Nu se poate, întâmplă. Pentru că legea este foarte clară. Acum legea e foarte clară. Da, 3 miliarde, vorbeam de legea europeană, da? 3 miliarde pe care noi primim subvenții la agricultură, trebuie întâi România să dea bani și după aceea se duce și adică ea. Adică ăștia fac o grămadă de prostii, își dau cu stângul în dreptul și dacă le atrage atenția ca să se îndrepte... Bă, dar ai dovezi că fac prostii? Oho, că te aud aia de la Uniunea Europeană, că se ia de toate declarațiile astea și vine domnul pe care le faceți voi. Care reprezintă niciun... interesele fermierilor și spune că totul e în regulă. E în regulă. Tu n-ai nicio dovadă. Demonstrează-mi că fac dovada prostii. Sutelor de telefoane. Ce prostii se fac? Vreau acum să-mi dai exemplu de o prostie și cu nume. O prostie de ce? Prostiile care le fac ești cu nume. Păi vă dau. De exemplu. Ia, cu nume. Cine face? Cu nume, da. Ia, okay. Să aud. Autoritățile din Tulcea nu și din Constanța. Nu autoritățile, domne. Cine? Concret. Domnul Rădulescu, nu suntem la interogatoriu. Că... Da, nu suntem. Păi, dar nu mai vorbiți prostii. Văd că sunteți aici, parcă sunteți iar guvernul. Da, mă, pentru că sunteți împotriva României. Nu, sunt împotriva a ceea ce pui tu astăzi. Nu. Oamenii nu vor ce primi bani. Uniunea Europeană nu ne dă bani. Ce fac aceste autorități este sub orice critică în a apăra interesele. Respectă legea astăzi, autorități. Nu respectă nimic. Fă-mi dovada. V-am explicat, domnul Rădulescu, Comisia Europeană ne-a transmis că nu s-au respectat măsurile de prevenție și de izolare. Face domnul Rădulescu atac de apoplexie dacă mai discutăm și de Comisia Europeană. Hai să nu luăm banii și hai să... Hai să ne facem treaba, în primul rând, să nu-i mai apărăm pe toți politicienii ăștia și pe toți incompetenți puși pe speze politice. Și tu trebuie să-ți faci treaba la fel, da? Și să-i informezi corect și să... Să faci dovada... Și ce am informat incorrect. Care... Da. Faptul că nu se dă ce bani... faceți dumneavoastră informații incorrect pentru că le luați apărarea... Nu te-a normativ! Arătați-mi actul normativ, vă rog. Haideți, vă rog, frumos să luăm o scurtă pauză, să ne mai calmăm. Mă uit și eu cine e șeful DSV Turcia și vă dau și eu numele ăla. Exact. Ne-am întors în direct, discutăm în continuare despre pesta porcină. Aveam o dezbatere extrem de agitată înainte de pauza de publicitate. De publicitate pe seama despăgubirilor. Cine o să primească despăgubiri? Inclusiv cei care au porci neînregistrați? Întrebarea, dezbaterea lege, era. Domnul Rădulescu zice că da, domnul Vlad Macovei zice că nu, domnul Stanciu are niște rezerve, dar ce i-ați învățat pe oameni să facă în situația în care pe motive de buget lipsă, să zicem așa, o să fie refuzați. Adică pot merge în instanțe, Ei trebuie să meargă la medicul veterinar de circumscripție să-și declare porcii. Bravo, asta trebuie făcut în primul rând. Corect. Iar eu i-aș sfătui domnul Stanciu, dacă mă întreba pe mine, pe cei care nu i-are înregistrați, să-i taie, să-i pună în congelator, că nu sunt bolnavi. Sau așa. N-a ajuns peste acolo și nu mai au niciun fel de bătăi de cap. O fi, n-o fi, am eu dreptate sau aveți dumneavoastră sau ce. Deci știi că nu ești ok cu ei, că ai și tu dreptate, că poți să da, știți care e problema? Că omul respectiv, că aici ai vorba de efectul în lanț și ajungem și la porumb. N-aș vrea să trec foarte ușor de mărșăvia aia cu ziua porumbului, pentru că efectul ăla psihologic va...
mai vedem. Acum nu. Țăranul care are 3, 5, 2, câți porci are el în bătătură, are și poate un hectar sau două de porumb pe care îl cultivă ca să dea de mâncare la porc, nu? Păi, dacă porcii respectivi îi tai acum, ce face cu porumbul ăla? Că de vândut, vă dați seama ce forță de negociere are omul ăla să vândă o căruță de porumb, nu? Foarte probabil va pune pe foc. Adică îi va da foc ca să măcar se încălzească cu știuleții aia iarna, nu? Adică eu cred că prima măsură este ce spune domnul Stanciu. Hai să înregistrăm porci. Acolo unde într-adevăr e focarul aproape, poate omul nu vrea să-și ia un risc sau nu are porumb în... Ok, dar problema asta este cea mai mare, pentru că odată scăzând efectivele de porci în România, nu vom mai avea ce să facem și cu porumbul, pentru că porumbul era transformat în furaj care erau hrăniți porci mai departe. Fie din gospodăriile populației, fie din fermele cum sunt ale domnului Rădulescu, pentru că domnul Rădulescu are chiar un sistem integrat, are o fermă mijlocie, să-i zicem, mică spre mijlocie, cu o cultură vegetală, probabil faceți, nutreți și dați mai departe. Nu, am renunțat la sistemul ăsta, pentru că în sistemul industrial, deși avem FNC-ul propriu, costurile noastre acum sunt mai mari decât... Oamenii ăștia vor fi cei mai afectați dacă pesta asta porcină scapă de sub control și intrăm într-o zonă de asta de afectare de care vorbea și domnul Stanciu, major a pieții. Pentru că, repet, în momentul în care scade carnea din producția autohtonă, în secunda 2 sunt pregătite tirurile la intrarea în țară, adică așteaptă numai să dea drumul la carnea din străinătate. Păi, dar voiam să vă întreb, dar ce preț? Nu vreau să... rectificați. Sunt 1,2 milioane de crescători cu 1,8 milioane de porci. În GOP-uri, da? Da, să modificăm unde am scris 1 milion. Dar înțeleg că și prețul la care se va face despăgubirea va fi diferit în funcție de ce decide comisia. Prețul local. Deci în funcție de ce... Asta iarăși și eu discut. Pe kilogram, se dea omului și la 4 lei numai să vadă cu banii ăia, că deocamdată nu e clar când se vor da. Până în dosarele făcute până acum, nimeni n-a primit sub 6 lei. 6 lei. 6 lei pe kilogram. Da. 6 lei în sus. Ceea ce e un preț ok, 10. Adică nu, dacă se dau... De zonă. Dar întrebarea e când se dau banii ăștia, că omul conform se zice... Conform legii, 3 luni de la data... Deci el de Crăciun sigur nu mai are porc anul ăsta. Sigur. Să-și cumpere altul. Eu zic că dacă acum... Dar spuneți-mi și mie, de ce a fost adus în discuție fondul ăsta de rezervă al primului ministru, care e exact pentru asta, pentru calamități, pentru nu știu ce? Dacă dumneavoastră ne spuneți că, de fapt, banii vin de la Uniunea Europeană, toți banii pentru despăgubire. În bugetul de stat, în momentul când se face bugetul, sunt prinse niște cheltuieli. Această cheltuială privind aceste epizodii n-au fost prinse și se fac, de asta există această rezervă. Și suplimentar, banii europeni lucrează în felul următor, indiferent că e vorba de subvenție pentru fermieri, că sunt proiectele europene și așa mai departe. Banii și după aia se face de contări. Doar de contează, da, adică corect, așa e. Plățile trebuie făcute în primul rând de beneficiar, dacă e un beneficiar privat, mai departe statul decontează și statul după aia cu facturile respective se duce la comisie și într-un termen de, dacă totul e în regulă, că intră și eu la AFU pe fir și așa, că dacă nu e în regulă, nu dă bani. Adică... Concluzia, domnule Stanciu. Deci se verifică în România înainte să plece. Am înțeles asta. Concluzia înainte de pauza de publicitate, vă rog. Da, banii de la Comisia Europeană vin în baza unor înregistrări, care există niște registre. Deci Comisia, înainte să ne dea niște bani, solicită niște înregistrări. Corect. Și atunci porții neînregistrați nu vor fi despăgubiți. N-aș vrea să vă dezamăgesc. Dacă cere la ANSV să vedeți câți porci avem înregistrați, eu cred că avem mai mult decât populație. Ca să-i dau o satisfacție domnului Rădulescu, trebuie pentru că e un crescător și un fermier de nădejde, ok, să fie asta, dar încă o dată, problema e că statul român ar trebui săptămâna asta să dea banii, săptămâna trecută, dacă e posibil, ca omul să-și facă dezinsecția aia și poate în septembrie sau octombrie să-și cumpere un porc de la PSD. Să aibă de Crăciun. E de vine Iohannis că a amânat CSAT-ul și nu se poate face rectificare. Nici n-are rost să discutăm despre asta, că haideți să luăm publicitate, vă mulțumesc, domnule Stanciu. Pauză și revenim de aproape 2 ore.
Sunt foarte multe lucruri de spus, dar ca o concluzie, domnule Rădulescu, ce este de făcut astăzi? Astăzi, în timp ce oamenii ăștia sunt la cexul de la Neptun. Este o boală gravă, dar ne vom obișnui cu ea. Sunt sigur că o vom, până la urmă, o vom rezolva, dar trebuie să profit toți, să fim inteligenți și că agrointeligența. Da, trebuie să fim inteligenți și să încercăm să rezolvăm acest. Dar scăpăm de ani 20-30 de ani? Mi-aș dori mult mai repede. Da, dar e nerelevant. Iar părerea mea, cred că va apărea în câțiva ani și un vaccin. A, păi asta ar fi o veste foarte bună. Dar, cel puțin în momentul ăsta, vorbim despre localități izolate și acolo unde, nu? Deci, sunt măsurile care da. Se iau. Așteptăm să vedem deciziile guvernului, doamnelor și doamnelor, pentru că ei au acolo toate instrumentele. Doamna Dăncilă, da, care are în subordine directă acesta NSFSA, care trebuie să gestioneze toată această problemă. Cel puțin până acum au făcut-o la modul dezastros. Mulțumesc, domnilor, pentru prezență. Mulțumesc și noastră pentru atenție. Rămâneți cu știrile B1 TV. O zi frumoasă în continuare.